Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lumințe Iordache, bun venit în studioul Antena 3. Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe domnul Răzvan Ionescu, membru PSD. Să rămână, doamnă. Bună ziua, bine ați revenit. Bine v-am găsit. V-ați retras în urmă cu 16 ani din politică, v-ați reîntors destul de curând. În această perioadă de 16 ani, ați intrat în mediul de afaceri. Ca om de afaceri, cum vedeți dumneavoastră sau cum ați fost afectat de aceste măsuri luate la nivel național pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID-19? Dacă ne aducem aminte, pe perioada carantinării a fost lansat un program al IMM-ului, IMM Invest, da, unde statul a garantat dobânda împrumuturilor pe care băncile le acordau firmelor. Deci, aici trebuie să facem o distinție clară, că statul n-a venit cu bani. Nu statul a dat bani firmelor, ci băncile au dat bani firmelor. Statul doar a garantat dobânzile. Acest program, care inițial, din punctul meu de vedere, a fost foarte bine primit, din păcate, efectele lui nu sunt cele așteptate, pentru că firmele care au primit credite sunt firme bancabile oricum, deci ele ar fi luat credit și înainte de pandemie. Este adevărat că din cele câteva mii de dosare depuse, au fost și firme care au avut probleme înainte de declanșarea stării de urgență. Erau firme în insolvență, firme cu probleme financiare. Nu pe acelea le-am luat în calcul. Însă au fost firme care au întâmpinat probleme foarte mari din momentul declanșării stării de urgență. Din păcate, foarte multe dintre acestea au fost refuzate. Și în momentul de față, ele au probleme foarte grave. Un ajutor a fost, într-adevăr, acordarea șomajului tehnic. Mulți dintre oameni s-au întors la lucru în multe unități de producție. Mulți, din păcate, au rămas în șomaj. Gândiți-vă că pe lângă aceste câteva sute de mii de persoane, li se mai adaugă cei care vin din străinătate, care și-au pierdut locurile de muncă acolo, iar aceștia sunt probabil de două ori mai mulți decât cei despre care am vorbit. Deci, în momentul de față, se va crea o presiune socială foarte mare asupra actualului guvern. Eu zic că undeva în luna septembrie-octombrie, undeva spre sfârșitul toamnei, problemele sociale se vor agrava, pentru că în momentul de față nu există rezolvări. Nu există nici bani și nu există nici soluții pe care să le iau în considerare că această masă enormă de oameni va fi absorbită într-un plan de reconversie profesională sau că noi vom crea, bătând din palme, câteva sute de mii de locuri de muncă. În urmă cu ceva timp, dacă ați citit, cu siguranță ați citit, actualul guvern a prezentat un program de relansare economică. Cum îl vedeți? Acolo era prevăzut și un ajutor pentru IMM-uri. La un moment dat se discuta despre reducerea programului de muncă, însă sindicaliștii au ieșit și au comentat acest lucru. Nu puteți să ne impuneți să micșorăm programul de lucru fără o discuție în prealabil cu reprezentanții sindicatelor, cu angajatorii. Cum vedeți acest program de relansare? E hilar, după mine, ce se întâmplă. Deci, acel program de relansare economică, l-am înțeles într-o primă fază ca un program de guvernare, dar parcurgându-l, mi-am dat seama că este un program economic pe durate foarte mari, de 15-20 de ani. Sunt proiecte de interes național care nu se pot face într-o legislatură, într-un mandat. Și atunci ar fi fost, din partea mea, mai indicat ca acest program să capete forma unui program de țară. Dacă vă aduceți aminte, în prima noastră întâlnire, chiar
am reiterat la un moment dat necesitatea aglutinării unor forțe politice, a unor responsabilități politice în jurul unor proiecte. El ar putut fi prezentat de către președinte în cazul ăsta, dar, din păcate, trece foarte greu peste vanitatea personală și ar fi putut reitera spiritul, să spunem, mesajului de la Znagov din 1995, dacă vă aduceți aminte, când președintele de atunci a chemat alături toate forțele politice pentru a semna o declarație ce ulterior a fost depusă Comisiei Europene, prin care toate forțele politice se angrenau în susținerea României pe drumul european. Am parcurs și eu acest program, revin la el. Unele sume sunt niște proiecte într-adevăr mărețe, unele copiate din programul de guvernare al PSD-ului, nepus în ghilimele. Ar fi fost frumos în felul acesta, pentru că era un gest de a întinde mâna către adversarii politici și, în sfârșit, de a ne asuma o întreagă clasă politică, un proiect de țară. Asta ne lipsește. Dacă ne uităm un pic peste gard, la Ungaria și Polonia, vedem lucrurile cu totul altfel, că s-au întâmplat acolo în ultimii 30 de ani. Credeți că forțele politice ar fi răspuns apelului făcut de președinte? Eu cred că da. Eu cred că da. Ar fi fost un semnal de responsabilitate, mai ales într-un moment ca acesta pe care îl parcurgem, unde, uitați-vă, pandemia asta ne creează fel de fel de probleme, la probleme sociale, economice, am fi strâns rândurile și atunci, indiferent de ce guvernare ar fi urmat, era obligată să continue acele proiecte. Sunt unele proiecte care sunt trecute, am văzut, în lei, ca sume de finanțare. Ceea ce m-a dus cu gândul că acestea pot veni din finanțări guvernamentale. Unele sunt trecute în euro. Am dedus că ele pot fi acordate prin proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu ne dă bani dacă nu avem proiecte. Acele proiecte există pe hârtie. Valoarea lor în momentul de față este zero, cum a fost și până acum. Atenție, hârtia este pe masa noastră, nu este pe masa Comisiei Europene. Nici măcar pe masa Comisiei Europene nu este, nici măcar pasul ăsta nu s-a făcut. Deci Comisia Europeană îți dă bani dacă ai proiecte care sunt finanțabile, proiecte care au un studiu de fezabilitate corect, trebuie acolo să spui perioada pe care ți-o asumi ca finalitatea proiectului și, evident, schema de finanțare. Schema de finanțare ea este importantă, pentru că vin împrumuturi de la BEI, vin împrumuturi de la Banca Mondială, vin bani de la Comisia Europeană care sunt nerambursabili sau sunt susținători de dobândă, iar aceste lucruri nu sunt spuse. Din punctul meu de vedere, a fost un show mediatic, politic, fără nici o valoare pentru omul de rând, pentru noi. Absolut nimic. Președintele ar fi putut să facă acest gest remarcabil, dar încă o dată dovedește că el nu este președinte pentru membrii ciumei roșii, așa cum ne numește, ci este președinte numai pentru guvernul meu. Spunând guvernul meu, el apare ca o persoană care confiscă României un drept constituțional. Guvernul României nu se confiscă. Guvernul României este al României. Ministrii, când au depus jurământul, dincolo de jurământul constituțional, este și un jurământ sfânt, că jur cu mâna pe Biblie. Nu poți confisca nici sfințenia, nici constituționalitatea. Dar credeți că forțele politice, chiar dacă nu au răspuns, au făcut un pas înainte să meargă ei, să propună ei, haideți să ne unim forțele, să facem un proiect de țară? Nu, nici gând, nu există, n-am sesizat această intenție, nici deci nu există existat... o prăpastie foarte mare în momentul de față. Uitați-vă că în acest moment Partidul Social Democrat dezbate această lege.
privind carantinare, care este o lege extrem de restrictivă la libertățile fundamentale, cele cu care ne-am obișnuit, să spunem, de vreo 30 de ani. Cu toate că a trecut de Camera Deputaților, Senatul este cameră decizională. Și în momentul ăsta am văzut o declarație a primului ministru care spune că în mod intenționat se tărăgânează această decizie, dar eu cred că, de fapt, Senatul vrea să modifice această lege, care poate duce într-un final la crearea de abuzuri. Am auzit, venind către dumneavoastră, o altă declarație surprinzătoare după mine, a domnului Arafat, care a spus că va veni în fața Parlamentului să susțină această lege, pentru că el dorește promulgarea acestei legi, pentru că și alte țări au făcut-o, și arată exemplu Finlanda. Finlanda nu poate exista ca model pentru noi, nici constituțional, nici juridic, niciun fel. Nu pot să am ca model o țară care își separă copiii de părinți. Ține minte cazul respectiv în care o familie a fost despărțită de copii. Deci nu pot să-mi iau ca exemplu Finlanda pentru mine. Eu cred că putem lua ca exemplu o lege de genul ăsta, împrumutând, să spunem, dintr-o lege, ceea ce este un avantaj pentru noi, respectiv litera Constituției. Nu pot lua un model, nu pot copia o lege, o copiez, o arunc în Parlament, băieți, dați-i bătaie, în trei zile am nevoie de lege. Asta nu e nici guvern, asta nu e nici Parlament, e așa o... Vor să ia măsuri restrictive asemănătoare cu cele luate în perioada situației de urgență, deși CCR a spus că au fost neconstituționale? Curtea Constituțională nu s-a referit la partea sanitară, să spunem. Curtea Constituțională a spus că pentru restricționarea drepturilor, libertăților fundamentale, ai nevoie de o lege. Asta a spus Curtea Constituțională. Eu n-am spus nici că trebuie să mergem cu mască, nici fără mască, nici că trebuie să ne facem nu știu câte teste. Nu se bagă în așa ceva. Eu am spus foarte clar. Dacă vreți o astfel de lege, nu trebuie dată prin ordonanță de urgență, trebuie trecută prin Parlament. Dar de aici s-a făcut apis pășitor Curtea Constituțională ca fiind o instituție care, din cauza căreia aveți, Doamne, în momentul de față, numărul cazurilor de români infectați a crescut vertiginos, pentru că toți românii au stat cu urechea la televizor, au auzit și au înțeles ceea ce a spus domnul Dorneanu și de-a doua zi au părăsit masiv spitalele și au infectat pe cine au găsit în cale. Ținând cont de actualul context epidemiologic, zi de zi ne sunt prezentate cifre crescătoare de la o zi la alta. Din punctul dumneavoastră de vedere, dacă acest context se va menține, credeți că starea de alertă va fi prelungită? Și dacă această stare de alertă va fi prelungită, automat și măsurile restrictive vor continua? În această situație, există posibilitatea ca în septembrie să nu organizăm alegerile locale? Chiar dacă acestea au fost trecute prin Parlament? Cred că sunt luate în considerare diverse scenarii. Deci în momentul de față se joacă pe masă cu câteva scenarii, nu e numai unul singur. Prelungirea stării de alertă poate fi luată în considerare. Poate fi unul dintre scenarii. Poate fi, da, poate fi luată în considerare prin creșterea numărului artificial, spun eu, de cazuri de îmbolnăviri. Pentru că odată cu creșterea testelor, numărului de teste, este evident aproape proporțional sau într-o anumită proporție, crește și numărul de cazuri identificate. Că sunt asimptomatici sau nu, că ajung în spital sau nu, asta e cu tot o altă dezbatere. La momentul de față, unul din scenarii este acesta. Continuarea stării de alertă, da, și menținerea anumitor restricții.
Legat de alegeri, s-a dat un termen pentru susținerea alegerilor locale. Există și alte voci care susțin odată cu alegerile locale și organizarea alegerilor parlamentare. Tocmai din aceste considerente, nu numai considerente de ordin financiar, dar și considerente de protecție a populației, pentru că în perioadă de campanie electorală, lumea va dori să organizeze întâlniri, să se întâlnească cu electoratul, hai să spunem că mai puțin în ziua votului. Că în ziua votului lucrurile pot fi ușor... Și probabil dorința de a merge o singură dată la vot. Și dorința de a merge o singură dată la vot pentru ambele. O altă variantă pe care am găsit-o în presa ca sursă deschisă este amânarea alegerilor parlamentare până în anul viitor, undeva în primăvara anului viitor. Acum, vedeți confruntarea de pe scena politică și... Dar se poate reintra în stare de urgență, iar starea de urgență, dacă există și acest scenariu din punctul dumneavoastră de vedere, iar starea de urgență să blocheze organizarea alegerilor locale în septembrie? Există acest scenariu, însă mă uit la vecinii de peste Dunăre, la Serbia, care au instaurat starea de urgență a doua oară, lumea a ieșit în stradă. A fost o declarație interesantă a președintelui Serbiei, care a spus că oamenii au ieșit în stradă nu pentru a contesta regulile impuse de starea de urgență, ci că de fapt au fost niște demonstrații susținute de servicii secrete din afara Serbiei. Este posibil, cred că îl găsim în multe locuri. Găsim în multe locuri în care țările respective nu mai au servicii, pentru că de fapt ce înseamnă serviciile de informații? Serviciile de informații sunt acele organisme ale statului care creează anticorpi. În momentul în care organismul nu mai are anticorpi, ați văzut, te îmbolnăvești de COVID. Se face vaccinare. Da. Și atunci, dacă el nu mai creează anticorpi, lucrurile sunt discutabile. Dar ele pentru asta au fost create în momentul în care au fost create. Mă rog, paradigma securității se schimbă pe zi ce trece, dar asta este un alt subiect. Dar revenind la ceea ce ați spus, am văzut că s-au strâns în Piața Victoriei. Da, au fost ieri. Manifestanți. E foarte probabil și este un pericol pentru Partidul Social Democrat, dacă nu și ia măsuri de siguranță, ca toate aceste lucruri să-i fie puse în cârcă. Să spună, CCR-ul este al vostru. E politizat de PSD. Ați tergiversat promulgarea legii carantinării. Scoateți lumea în stradă. Astăzi am ajuns la 6.000 de infectați. Dau un exemplu. Da? Și atunci lucrul acesta se poate întoarce ca un bumerang împotriva partidului dacă el nu va gestiona cum trebuie și aceste probleme. Pe lângă problemele interne care sunt legate de alegerea unei structuri, mai ai și problemele acestea. Și e un pic dificil în momentul de față să gestionezi și una și alta, neavând o conducere statutară. Dar îi vedeți ieșind liderii PSD-ului să iasă, să explice foarte clar ce se întâmplă în momentul de față, ca oamenii să înțeleagă? Păi, oamenii ar trebui să înțeleagă. Am fost și eu în diverse locuri în toată perioada asta din țară, în unele instituții. Mă refer la lideri, dacă sunt vizibili, dacă ies să explice oamenilor. Foarte puțin, tocmai de asta vă spuneam, un partid care nu are o conducere statutară, nu are lideri. Asta am spus și data trecută, iar cuvintele mele au fost tendențios interpretate de unii. Nu știu de ce se tergiversează aceste alegeri, pentru că poți foarte bine să organizezi alegeri online. Tot vorbim de
partea asta a instituțiilor de stat care ar trebui aparatului de stat care ar trebui redus și a informatizării tocmai ca să pentru a ne putea desfășura activitatea. Iar noi nu ținem un congres online care poate fi foarte ușor organizat cu 40 de monitoare în 40 de sări, în 40 de reședințe de județ, cu 40 de oameni în fiecare sală, la distanțe respectabile. De ce nu se dorește? Votul ar dura probabil, nu știu, 2 minute, nu? Cât îți iasă numeri 40 de voturi simultan, nu? Și apoi le afișez pe un ecran. Ăsta este rezultatul, nu mai fuge nimeni cu urna în spatele sării palatului și cred că ar fi cea mai fericită variantă. Dar de ce nu se dorește? Există această frică de a fi... Nu pot să vă spun, dacă nu știu. Știu numai un singur lucru din experiența anilor trecuți și din puțina mea experiență politică. Știu că între alegerile interne din partid și alegerile naționale, că sunt locale sau parlamentare sau alegerile președintelui, trebuie să treacă suficient timp ca să se decanteze ambițiile, vanitățile, frustrările, da, unora care au pierdut, cei care au câștigat să se obișnuiască un pic cu autoritatea, să se facă schimbări, iar lucrurile astea se decantează ușor, 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 ușor și, pe urmă, poți să intri în campania electorală cu o echipă puternică, cu un mesaj adecvat, cu oameni dinainte stabiliți, pe când aici nu poți să, cu 2 săptămâni înainte de alegerile locale, să faci conferință. Pentru că vor fi foarte mulți nemulțumiți. Nu? Iar confuzia aceasta creează dintre cele mai nebunești atitudini. Sunt, de exemplu, primari care negociază și cu PNL-ul și cu PSD-ul. În unele locuri se știe lucrul ăsta. În unele locuri unde oamenii sunt mai atenți, lucrurile nu se știu. Dar te trezești cu surprize. Ceea ce este, cum să spun, faptul că este imoral, este o promiscuitate politică de la cap la coadă. Dumneavoastră, da, îmi spuneți că liderii politici nu sunt conștienți de acest lucru? Eu sunt convinsă, da, că știu. Da. Păi unii, da, nu poți accepta așa ceva. Dar acceptă. Nu poți, adică pe de o parte îți vine de la PNL o persoană care aduce nu știu câți primari, iar pe de altă parte îți pleacă un lider de organizație cu alți primari. Adică nu, credeți-mă, nu înțeleg lucrurile astea. Poate am rămas în urmă cu 16 ani, nu contez lucrul ăsta, am rămas la o politică, ce se făcea atunci, care avea și ea, să spunem, carențele ei. Dar exista o anumită coloană vertebrală. Oamenii participau la discuții argumentându-și ideile. Acum am coborât la nivelul unui limbaj vulgar de multe ori. Văd chiar și o declarație astăzi a lui Ponta la adresa primului ministru, mizerabile, sau nu putem reduce limbajul între politicieni, atenție, între lideri, da? La nivelul de rigolă, la nivelul de cartier, pentru că se uită și ceilalți la noi și atunci se comportă ca atare. Din păcate, constat cu tristețe că ăsta este nivelul din ziua de astăzi. În acest moment, PSD Călăraș nu a prezentat, cel puțin presei, vorbesc din punctul, da, nostru de vedere al reprezentanților mass media, nu a făcut o conferință, nu a organizat o conferință de presă în care să prezinte o listă cu viitorii candidați. La primării, la Consiliul Județean, ce știm, știm pe surse, ce știm, am aflat înainte de starea de urgență, când se organizau conferințe. De la instituirea stării de urgență până în momentul de față, nu au ieșit să prezinte o situație foarte clară. Aceștia sunt candidații noștri, cu oamenii ăștia vom merge la alegerile locale.
Știu că v-am întrebat și săptămâna trecută, la întâlnirea de data trecută. Nu este un pic prea târziu? Nu știu, așa presupun că este o strategie pe care și-au asumat-o, dincolo de faptul că este o decizie nu ușor de luat. Nu candidezi, ești în opoziție, nu? Trebuie să nominalizezi un candidat la primăria orașului Călăraș, a celorlalte orașe, deci a municipiului de județ și în celelalte orașe. Contează foarte mult și primarii din comune, în situația în care de câțiva ani buni, da, PSD-ul în județ n-a mai înregistrat succesul de altă dată. Și atunci presupun că această decizie, care nu este ușoară, încă o dată spun, necesită o mai multă gândire și o abordare probabil un pic dificilă. Sper ca liderii actuali să aibă suficientă înțelepciune și, cum spuneați, să acționeze cu celeritate în vederea nominalizării oamenilor cei mai buni. Probabil unii primari nu s-au hotărât încă. Exact ce spuneați mai devreme. Nu s-au încheiat negocierile. Posibil și asta, da. Posibil și asta, însă timpul trece și timpul nu este în favoarea unei astfel de decizii. Ne-am întors la nivel local. Am avut o convorbire cu președintele PSD Călăraș, domnul Iulian Iacomi, și în urma unor postări în mediul online am vrut să mă lămuresc și am întrebat care este statutul în momentul de față, statutul politic al dumneavoastră, dacă sunteți membru PSD sau nu. Dumnealui mi-a spus că nu sunteți membru PSD în acest moment, însă o decizie finală privind cererea de aderare va fi luată de organizația municipală în perioada viitoare. Ce știți dumneavoastră? V-au informat? V-au adus la cunoștință acest fapt? Nu, eu de atâta timp cât am acel carnet de membru, completat cu serie înregistrat, unde scrie membru PSD, organizația municipală, eu consider că sunt membru. Dacă organizația vrea să pună în discuție apartenența mea la această organizație, este dreptul ei. Pe lângă faptul că consider acest lucru un pic inutil, pentru că organizația asta probabil că are câțiva mii de membri, nu? Eu nu cred că au luat în dezbatere fiecare înscriere care s-a făcut. Probabil nu au fost la fel de vocali. Eu... De ce? Aici, la dumneavoastră, la televiziune, este un fel de tribună a cetățeanului. Nu presupun că dacă cineva vine la dumneavoastră și vă roagă să intre în emisie ca să-și dea cu părerea, nu-l bruscați, nu-l dați afară, nu? Sau nu-l luați în dezbaterea conducerii postului dacă acea persoană poate să vină sau nu. Sau așa este, habar n-am, nu știu cum funcționează o televiziune. Dar, încă o dată spun că mie nu mi s-a comunicat că ar fi cineva împotrivă. Eu am venit cu cele mai bune intenții, spun ceea ce gândesc, asta am spus dintotdeauna, am o vârstă la care nu-mi justific gândurile sau vorbele decât cu argumente. Și atunci sunt deschis. M-aș bucura foarte mult, de exemplu, dacă organizația acceptă o discuție deschisă, nu? Nu ați discutat până în momentul de față? Nu, nu am fost invitat, dar eu sunt deschis oricărei Nici la opțiuni. PPJ nu ați fost invitat să participați? Nu, dar nu sunt membru PPJ, nu era obligatoriu sau necesar să mă... Da, dar ați fost printre subiectele discutate și de aceea. Încă o dată spun, dacă am fost subiect, trebuia să fiu prezent. Da. De aceea v-am întrebat. De aceea aștept o decizie. Dacă vor să mă invite să discutăm și unii de acolo consideră că experiența mea profesională și politică poate aduce un surplus organizației, sunt deschis acestei dezbateri. Dacă nu, probabil că o să aflu din presă, așa cum se află unde, că
înscrierea domnului Ionescu Răzvan în organizația județeană BSD, din păcate, nu a corespuns standardelor noastre morale, politice și intelectuale, prin urmare a fost respins. Accept și această soluție. Dacă se va întâmpla acest lucru, o să vă înscrieți în altă organizație? Nu știu. O să vedem ce să se întâmple. Au existat voci în mediul online, revin. Știu că v-am întrebat și data trecută, revin cu întrebarea. Spuneau că ați fost trimis de la centru pentru a candida la alegerile parlamentare. Probabil să ocupați o funcție de deputat. Nu insist asupra acestui subiect pentru că nu este important. Nu m-a trimis nimeni. Am fost în prezența unui prieten foarte bun pe care l-am informat de intenția de a mă reînscrie în PSD și din dorința lui de a-mi facilita o discuție cu actualul președinte, am pus mâna pe telefon și l-a sunat spunându-i, cred că aproape textual, vezi că vine Răzvan Ionescu la Călăraș, vrea să stea de vorbă cu tine. Asta a fost tot. Ați reușit să vorbiți? Iar persoana aceea nu e centru. Am înțeles. Da. Dar ați reușit să purtați o discuție până în momentul de față cu actualul președinte? Nu, n-am reușit. L-am sunat de vreo 2 ori. Mi-a răspuns așa laconic, te sun eu când o să am timp. Eu aștept în continuare o astfel de discuție. Am înțeles. Aici se încheie emisiunea noastră. Domnul Ionescu, vă mulțumesc pentru prezență. Să rămână.